Bine v-am găsit la emisiunea Elohim, întrebări și răspunsuri biblice. Astăzi împreună cu noi este fratele Daniel Cristian Florea. Daniel Cristian Florea este un fost preot ortodox care s-a întors la Domnul Iisus. A părăsit ereziile demonice și s-a întors la Domnul Iisus. Frate, fii binecuvântat în numele Domnului Iisus Hristos. Și tu la fel și mulțumesc pentru invitația de a fi la această televiziune pe internet. Frate Cristian, tema noastră de astăzi este erezii ortodoxe. Și prima întrebare, dar înainte de a începe prima întrebare, totuși aș fi vrut să ne povestești cât de cât, cât e ceva despre tine, cât, eu știu, până unde ai ajuns, da. Până te întoarce la Hristos. Da, cât de adânc ai ajuns în erezii? Vreau să spun că ereziile despre care vom vorbi în minutele următoare le-am moștenit de la părinții mei, de la bunicii mei, de la moși, de la strămoși. Stai un pic, ele se moștenesc? Da, bineînțeles. Ele fac parte din ceea ce poporul nostru român numește credința strămoșească. Nu credința biblică, credința care a fost dată sfinților, dată pentru totdeauna, ci credința strămoșească, credința care se moștenește din generație în generație și care a ajuns până la noi. M-am născut ortodox, da? Așa vreau să mor, da. Aha. Dar oricum el era mort. Deja exact, mort. După cum spune Scriptura, era mort în greșelile și în păcatele lui. Da. Și ne mai spune Scriptura că omul poate să fie adus la viață doar împreună cu Hristos. Nu cu sfinții, nu cu icoanele, nu cu crucile, exact despre ceea ce vom vorbi, da. Ci va fi adus la viață doar împreună cu Domnul Iisus Hristos. Cum crezi tu? Preoții știu asta sau nu? Nu știu asta, nu. Nu știu? Nu știu, nu. Nu. Dar ei ce învață la teologie? Păi învață tocmai ceea ce o să vorbim noi acum, okay. Despre cultul crucii, despre cultul icoanelor și altele. Ce înseamnă ortodoxie? Ortodoxie, după cum se poate traduce cuvântul acesta, înseamnă drept credincios, dar nu este un termen care să acopere realitatea. Nu se potrivește cu realitatea, pentru că Biserica Ortodoxă nu este drept credincioasă cuvântului lui Dumnezeu, nu este credincioasă Domnului Iisus Hristos, nu este credincioasă Tatălui din ceruri, așa că are un nume pe care nu și-l merită. Tu poți să tu afirmi asta așa tare, așa? Da, bineînțeles, pentru că eu vin de acolo. Eu am ieșit din Babilon și știu ce este în Babilon. Interesant. Când a luat naștere ortodoxismul? Pentru că ei totuși spun, noi suntem primii. Da. Când a luat naștere? Vreau să spun că există o sintagmă în biserică, în neamul nostru românesc, să zicem așa, cum că noi suntem creștini înainte de Hristos. Și așa este. Au dreptate. Este așa. Da. Adică? Este așa. Dar nu crești înainte de Hristos, adică vor să spună că noi avem credința aceasta pe care o numim astăzi creștină înainte de Domnul Iisus Hristos. Deci Iisus ca și cum s-a cuprins creștinismul între... Da, exact. Deci interesant. Învățăturile, deci Biserica Ortodoxă are dreptate când face o astfel de afirmație, că învățăturile pe care le are și pe care le perpetuează și care sunt predate chiar până în ziua de astăzi, în epoca modernă, în manuale de religie, sunt învățături venite înainte de Domnul Iisus Hristos. Adică, cum asta? Adică stai, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Creștinismul se începe de la Hristos. Da. Cum și adică ei biserica, au de înainte de și biserica este înainte, zis, adică nu biserica creștină. Da, da. Ortodoxia este înainte de Hristos și este adevărat lucrul acesta. Ok, cum adică? Da, păi tocmai asta o să vorbim, ereziile ortodoxiei. Dar când a început ortodoxia ca și religie? Ei, bine, când a început, dar nu se numea la început ortodoxie, nu se numea, să zicem, catolicism, așa cum se cunoaște în ziua de astăzi, adică două ramuri mari ale creștinismului în partea de est se numească ortodoxie, și în Asia, în partea de vest se numească catolicism, ci la început era o biserică, să spunem, creștină. Chiar, se numeau creștini. Creștini, da, până la 1054.
când la 1050, dar se numea universală, deci Biserica Creștină Universală, adică catolic, catolic înseamnă dar universal. Dar ortodoxii când au luat naștere? Păi cu numele, la 1054. Dar Biserica Ortodoxă, așa cum se cunoaște în ziua de astăzi, cu specificul ei, cu diferențele ei față de catolicism, este de la începuturi. Deci creștinii, să spunem, din răsărit, au pus întotdeauna accent pe latura mistică, iar creștinii din apus au pus accentul pe latura practică. Și au avut anumite tradiții, cei din răsărit, pe care le-au înglobat în creștinism, tradiții păgâne, au avut cei din apus alte tradiții pe care le-au înglobat în creștinism și au fost întotdeauna aceste diferențe, nu majore, minore, dar au fost niște diferențe între creștinii din răsărit și creștinii din apus. Okay. În fine, asta uite așa, ortodoxi zic că Iisus a fost ortodox, catolici zic că Iisus a fost catolic, chiar așa zic, mulți îmi spun că eu deodată înțeleg că ei multe cunosc. Din ce nu-i din Biblie. Exact. Bun. Și ei ăștia zic așa, ei zic așa. Cum se numeau apostolii la început? Deci vreau să ajung până unde s-au numit ei creștini și de unde ortodoxi au început sistemul ăsta lor păgân. Păi avem referință în Sfânta Scriptură că în Antiohia li s-a dat prima dată ucenicilor Domnului Iisus numele de creștini. Și cei care îl urmau pe Iisus Hristos era normal să se numească creștin, pentru că acest nume vine de la Iisus Hristos, ca urmaș ai lui Iisus Hristos, ucenicii lui Iisus Hristos. Da. Păi câți ani a mai fost? A fost în istorie, mai mult, da. Da, până ce au început să se cristalizeze, să spunem așa, ramurile acestea ale creștinismului, cu o administrație puțin separată, cu tradiții puțin diferite una de alta și încet și-au luat diverse nume. Dar erau banii la mijloc? Da, foarte mult. În primul rând, cred că banii și hegemonia politică, adică sfera de influență, așa cum este acum între Obama și Putin, așa era atunci sfera de influență, care până unde deci își întindă puterea, deci își întind puterea unul într-o parte a lumii, în cealaltă parte, așa era și catolicismul și ortodoxia. Deci sau catolicismul și ortodoxia, creștinii răsărit cu creștinii înapus. Se poate dispus că Rusia cu America de atunci încă lupta. Da? Da. Frate, hai să începem deodată cu ereziile. Da. Să le numim erezii sau învățături de altfel? Învățături, dar bine, din punct de vedere, din punct de vedere al Bibliei, acestea sunt erezii. Erezii. Dar sunt învățături false. Le spunem erezie, pe nume? Da, fără discuții. Fără, învățătură falsă egală erezie. Închinarea Maicii Domnului. Se închină cultul ăsta, da? Da, cultul acesta face parte din minciuni, din învățăturile false. De ce tu spui așa? O lume întreagă, adică crede că Maica Domnului așa și tu vii la urmă și spui că nu, spate că... Păi de ce o nu? Lume întreagă nu citește Biblia. A. Cine citește Biblia imediat se luminează și își dă seama că adevărata închinare este în duș și în adevăr și adevărata închinare îi se cuvine doar Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, să spunem așa. Amin. Nu se mai cuvine niciunei alte persoane din universul acesta, pentru că numai Dumnezeu este viu. Acum eu am să vorbesc din poziție ortodoxă. Cum îți permiți tu să spui așa când ea l-a născut pe Iisus? Bun, ea l-a născut pe Domnul Iisus, dar ea, acum punem întrebarea, este vie sau este moartă? Și eu aici, ca ortodox, nu știu ce să-ți răspund. Băi, ar trebui, dar se vede că nu ești ortodox. Un ortodox spune că ea, după ce a adormit, a fost înălțată nu doar cu sufletul la cer, ci și chiar și cu trupul a fost înălțată la cer și ea stă acolo undeva lângă fiul său și îl îmbunează pe fiul său și oamenii sunt invitați de către preoții catolici, dar și de către cei ortodoxi, să apeleze mai degrabă la mama, pentru că mama este cea care poate să-l îmbuneze pe Iisus chipurile că Iisus ar fi ceva foarte urât, foarte rău și de-abia așteaptă să-i pedepsească pe oameni și atunci de fiul nu te poți apropia, te duci la Maica și ea intervine pentru tine, așa cum se întâmplă, să zicem, pe pământ, că o mamă se intervină la copilul ei pentru cineva. Știi cum mama, dacă mama a pus cuvânt, știi cum? Da.
Știi cum Domnul Iisus Hristos a spus o rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească. Și acolo un vers spune, precum în cer, așa și pe pământ să fie. Noi nici măcar asta nu știm. Tatăl nostru, zic noi, lumea în general, ortodoxă sau catolică, pentru că fac tocmai inversul acestei rugăciuni. Ei consideră că precum este pe pământ, așa este și în cer. Că dacă aici pe pământ se rezolvă cu pile și cu relații, da, tot la fel se va rezolva și în cer, având-o pe Maica Domnului una din pilele care îl mijlocesc la... Păi asta e mare. Mijlocesc la Domnul Iisus. Când Scriptura ne spune că Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Deci nu mai trebuie nimeni să mijlocească la Iisus, pentru că El este mijlocitor. Păi asta e mare erezie. Bineînțeles, și chipul zis al Fecioarei Maria cu pruncul în brațe, da, vine din vechea încredințare și închinare păgână la zeița pământului sau zeița fertilității și a fecundității. De ce credeți că, să zic așa, Apostolul Pavel în Epistola către Romani spune următoarele cuvinte: oamenii s-au crezut că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu animale, da, și cu altele, așa, cum seamănă cu omul muritor. Oamenii au întors spatele Creatorului și au început să închine creaturii. Au început să se închine soarelui, zicând Sfântul Soare, zicând că soarele este acela care ne ține pe noi, ține viața pe acest pământ, datorită lui avem căldură, avem lumină, și fără căldură și fără lumină nu se poate viața pe acest pământ. Și într-o anumită măsură, bineînțeles că este corect ceea ce se afirmă, așa, dar oamenii uită că în spatele soarelui stă Creatorul Soarelui și Creatorului se cuvine închinare, nu soarelui. Dar oamenii care s-au îndepărtat în special și în general de Creator, ei s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Deci soarele este denumit zeu, are o anumită forță, are o anumită putere și dacă are forță asupra noastră, îi se cuvine și slavă și închinare, iar pământul este zeificat. Așa cum este soarele, este și pământul zeificat. Și pământul este reprezentat sub forma unei femei cu un prunc în brațe. Stai un pic, cum ortodoxia o permis? Ortodoxia se închină la pământ. Stai un pic, dar ei știau asta? Nu. Că nici nu interesează. Păi atunci, cine o băgat ideea? Interesează să perpetueze cultul acesta pentru că este aducător de mari venituri. Ok, dar stai un pic. Dar când s-a introdus ideea asta cu fecioara, da, cu pruncul mână, chiar nimeni nu se pricepe acolo că vine din păgânism. Ba, s-au priceput, dar oamenii care au cunoscut lucrurile acestea au fost îndepărtați. Au fost îndepărtați. Da, au fost îndepărtați. Și au... Deci preoți ca tine sunt încă din vremea aia. Încă din vremea aceea, da. Cunoști vreun nume care e cunoscut între ortodoxi? Acum vreau să zic între ortodoxi, da, Bogomil. Bogomil a fost preot ortodox care s-a convertit. Pe la anul 900, cred că este această mișcare bogomilistă. Mm-hmm. Da. Deci sunt de, da, atunci. Da, a existat, da. Apoi în vestul Europei îl avem aici în Anglia, la Londra, îl avem pe John Wycliffe, care iarăși a dat la o parte aceste învățături. Apoi îl avem pe Jan Hus în Cehia la 1300-1400, pe Savonarola la 1400, pe Martin Luther la 1500, care a aruncat peste bord aceste învățături ale zis ale bisericii. Dar nu erau ale bisericii, că erau ale păgânismului. Cristian, eu am să vorbesc cu tine la unele din erezii, am să mă pun în poziția ortodoxă a omului care nu cunoaște deloc Scriptura, da, și am să mă strădui să-ți dau întrebări din perspectiva omului. O să fie greu cu astfel de oameni care nu cunosc nimic. Închinare la moaște, cultul moaștelor. Da. Vine din cultul eroilor. Uh-huh. Din cultul eroilor se duceau multe lupte și se distingeau, bineînțeles, în lupte anumite persoane care făceau fapte de bravură. Și după ce mureau aceste persoane, li se luau trupurile, apoi oasele care rămâneau după trupuri și erau divinizate aceste persoane și oasele lor erau divinizate. Și oasele acelor eroi erau împărțite apoi în diferite cetăți, să zicem, unde a avut el tangență, unde a luptat și astfel se închinau oamenii înaintea lor, venerau acele moaște, acele oase ale eroului respectiv și
colegiile de preoți au început să le aducă cinste și slavă și astfel prin colegiile acestea de preoți, care au fost tot timpul existenței, cam de când? Din epoca paleolitică, să spunem așa, după ce oamenii au întors spatele lui Dumnezeu. Și colegiile de preoți, de când începeau să divinizeze o persoană, să îi aducă laudă și închinare, nu după multă vreme acea persoană era divinizată. De exemplu, Arsenie Boca, în România, nu mergem la Uranus, zeul Uranus, care a fost un zeu al pelasgilor, care sunt strămoșii noștri pe linia tracilor, dacilor, românilor, noi de acolo. Sau să nu mergem la Saturn, care iarăși a fost un rege și care este divinizat, la Marte, care iarăși a fost un rege și cam toate aceste zis zeități ale divinității. Așa, păi asta vreau să spun, să nu mergem chiar așa departe, să venim în epoca actuală, pentru că oamenii au aceleași apucături, cum le-au avut în istorie, le-au și ziua de astăzi. Arsenie Boca, zis, eu nu l-am cunoscut, că sunt prea tânăr ca să-l fi cunoscut, Arsenie Boca a făcut nu știu ce fapte deosebite în perioada comunistă, s-a opus într-un fel regimului comunist, bine că s-au opus mulți în perioada aceea, și au făcut anumite fapte pe care le-au făcut Arsenie Boca și se consideră că el, datorită acestor fapte, trebuie să fie venerat. Oamenii toată ortodoxia, ortodoxia din România, vreau să spun, până acum, să zicem, vreo 7 ani, cam așa, nu era venerat Arsenie Boca. Dar dintr-o dată, pentru că este la mijloc o afacere a Patriarhiei de la București, dintr-o dată s-a început, divinizarea lui, introducându-se în slujbe imne acatiste la adresa lui. Și introducându-se o zi în care a murit, în care ar fi ziua de naștere a lui pentru împărăția cerurilor, s-au făcut imne acatiste, imne de slavă, imne de cinste și de 6-7 ani încoace se tot ridică numele acesta Arsenie Boca și oamenii l-au divinizat, să zicem așa. Practic e un bocănit pe toți care, exact. Care nu cunosc. Da, bine, aici este o afacere a Patriarhiei Române, pentru că, după cum știi, la București se construiește Catedrala Mântuirii Neamului. Ce anacronică este această construcție. A trecut vremea construirii catedralelor în Europa. Aceasta a fost în Evul Mediu. De când a venit reforma, s-a stopat această vreme. Noi românii suntem, și prin aceasta arătăm, că suntem la o distanță de 500 de ani de vestul Europei. Nu mai este epoca construirii catedralelor în Europa. Deci la catolici. Și România acum construiește o catedrală și acolo în catedrală trebuie să fie un punct de atracție, să zicem așa, spirituală. Și vor să-l scoate pe Arsenie Boca din mormântul de la Prislop, județul Hunedoara, unde se află acum, și să-l ducă oasele la catedrală și astfel este un succes garantat al acestei catedrale, că vor veni mulțimi de oameni care vor lăsa banii acolo. Și care preoți vor fi acolo continuu, care vor face slujbe și, după cum se știe, slujba neplătită nu-i primită. Deci dacă catolicii au inventat purgatoriu și prin asta indulgențele, au zidit bazilica lor acolo, așa prin Arsenie Boca o să aburească poporul ca să ducă bani acolo. Exact. Afaceri bisericești. Cumoaștele. Preoți ortodoxi scot în față versetul ăsta când un om a căzut mort lângă un proroc care era mort. Dar vezi, rămân doar la nivelul mortului. Dar cine este cel care dă viața? Cine este cel care dă viața? Acela este Dumnezeu. Păi lui se cuvine laudă, cinste și slavă, nu unui om. Dacă s-a făcut o minune, minune o face Dumnezeu, nu omul. Stai un pic. Da, ei mi-i spun așa că acolo la moaște, unde stau mii de oameni în rând, cu ochii mei am văzut cum lui om i-a trecut boala. Îți dai seama. Acum știi cum nu mai suntem în epoca în care tot ce zboară se mănâncă. Acum există medici care pot să confirme și, nu cred că Biserica Ortodoxă poate să facă atâta caz de vindecări din moment ce nu există o comisie de medici care să ateste și să spună am avut atâția bolnavi în țară și de când a venit sărbătoarea asta
un sfert din ei s-au vindecat. Tot știți ce mi-a părut interesant la români? Am înțeles că de pe muntele Atos au dispărut niște oase de a unui sfânt. Da, le-au furat niște preoți. Niște preoți români care s-au dus în holiday. Exact. Oare au fi fost așa? Da, e adevărat. Și-au adus oasă. Da. Cine știe ce le-au oase adus era tocmai ca să se închină oamenii și să facă bani. Cunosc un călugăr care s-a convertit, pe nume Eugen Olaru. Aha. Eugen Olaru s-a convertit, a fost călugăr la mănăstirea Nicula, lângă Gherla, o mănăstire greco-catolică, confiscată cu forța de către ortodoxi și de către statul comunist. Și acest Eugen Olaru spunea următoarele cuvinte: când doream să fac rost de bani, luam câte un câine de pe stradă sau din mănăstire, îl omoram și luam câte un os, îl aranjam bine, dădea cu tot felul de uleiuri pe el, cu tot felul de arome mirositoare, îl punea într-un sicriaș și mergea pe la colegii lui foști preoți, la colegii lui preoți, și spunea: am fost la muntele Athos, că pe el îl credeau, că el fiind călugăr umbla în stânga în dreapta, nu era preot de parohie ca să stea acasă. Și spunea: am fost la muntele Athos și am adus moaștele Sfântului Nectarie, care vindecă de boli, și mai ales de bolile astea moderne, de sida, de cancer, de, eu știu, de leucemie, de bolile astea ale modernismului, de diabet, de glicemie, tot felul așa. Și mergea în satele respective, unde mergea la biserică, venea lumea buluc să se închine, să sărute moaștele, oase de câine, de fapt, erau, și făcea o grămadă de bani, împărțea banii jumătate cu preotul. Și preotul știa că acolo e câine? Nu știa. Așa, împărțeau banii și avea bani. Așa și făcea rost de bani, pe oase de câini. Păi așa nu mai trebuie să păi te duci la șantier. Păi și la episcopia Tomisului, păi nu trebuie, că dacă ești popă, da. dacă te orientezi bine în viață, nu trebuie la șantier. Cum să spun, la episcopia Tomisului, chiar episcopul Tomisului, care este astăzi la Constanța, a recunoscut că în Racla, unde se spunea că sunt moaștele sfinților Epictet și Astion, erau de fapt oase de porc și de câine. Și a spus oamenilor: ne pare rău, este un incident regretabil, ne pare rău că nu v-am spus de la început că sunt oase de porc și de câine. Dar să știți că le-am separat, le-am scos afară, oasele de porc și de câine, și le-am îngropat în cimitir. Dar ani de zile, și am lăsat numai oase de om, ani de zile au venit turiști, s-au închinat la oase de porc și de câine și nu le-a spus nimeni nimic. Până ce o comisie a făcut cercetări și a descoperit. Doar fiindcă s-a descoperit, li s-a spus oamenilor adevărul. Dacă nu, încă 100 de ani se mai închinau la moaște. Cum? Păi asta e erezie mare. Păi da, bineînțeles, asta vine tot din păgânism. Cum e asta în ochii lui Dumnezeu? O spurcăciune, o urăciune. Să bagi oase în templu, în Vechiul Testament, era o urăciune. Vreau să spun ceva. Nu prea ești tare ortodox, că se vede că nu știi anumite lucruri de la ortodox. Se vede că ești ortodox de ăsta indiferent, habarnist, că așa sunt majoritatea. Da, așa. În cadrul în altar este o pânză, să zicem cum ar fi așa, dreptunghiulară, și pe colțul pânzei acesteia sunt cusute oase de morți. Și nu se poate face slujbă, adică liturghia, în biserică sau în afara bisericii, dacă nu este pânza aceea cu oasele de morți. Se numește Sfântul Antimis, adică Sfânta Pânză cu Oase. Cine face ritualuri pe oase de morți? Wow. Satanismul. Mason. Satanismul și masonii merg în cimitir, iau cranii, iau tot felul și acolo execută tot felul de ritualuri. Tot la fel biserica ortodoxă, dar decât și cea catolică. Acolo, păi pe filieră păgână și satanistă. Bun, și preoții, eu nu înțeleg, preoții ei nu știu cum au intrat, ei nu cercetează istoria. Doar cuvântul lui Dumnezeu te luminează. Vreau să spun ceva. Mircea Eliade, istoricul nostru al religiilor, spune pe aici pe acolo despre lucrurile acestea, că vin de acolo din păgânism. Dar Mircea Eliade e recunoscut de ortodox, da? De mine, cum și el a zis așa cuvinte. Întreaga lume academică, cum să nu. Așa. Și astfel aceste oase și așa mai departe
vin de acolo din cultul eroilor, cultul strămoșilor. Și chiar până în ziua de astăzi există în România, ca și în Republica Moldova, care e tot România, există ziua de cinstire a eroilor. Deci asta nu se poate... De exemplu, să spunem așa, dacă, să zicem, s-ar schimba credința ortodoxă cu credința baptistă, să spunem, sau pentecostală, ar mai fi cultul eroilor? Nu. Nu? Și atunci tocmai de aia nu vor să se schimbe, ca să, adică știe că această... Cheșul. Da, da, că este, sunt niște credințe care nu mai valorizează atât de mult eroii. Acum, bineînțeles că ne-am aduce aminte de Ștefan cel Mare, ne-am aduce aminte de Mihai Viteazul, ne-am aduce aminte de eroi mai recenți, să zicem, Maniu, care a semnat actele Unirii, și de mari oameni care au făcut mari acte deosebite pentru țară. Și ne aducem aminte de eroi noștri, apostoli. Și le urmăm exemplu, dar nu ne închinăm înaintea lor. Nu-i, nu-i ridicăm la rang de divinitate sau semidivinitate și nu le aducem cinste ca și cum i-am aduce cinste lui Dumnezeu. Da. Cultul icoanelor. Cultul icoanelor, da. Totuși, eu am să te contrazic un pic aici. N-ai cum, știu mai multe pentru decât că, tine. Nu, stai un pic, eu vorbesc din punct de vedere ortodox. Da, deci, am să te contrazic, pentru că prin ea te închini la Dumnezeu, așa zic. Da, bine, așa e vorba, că icoana este fereastră spre cer. Dar Scriptura ne spune altceva, căci prin trupul care s-a frânt în două, adică prin jertfa Domnului Iisus, avem intrare slobodă directă la tronul de har și de îndurare a lui Dumnezeu. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie. Nu de icoane, ci de trupul și de jertfa Domnului Iisus Hristos. Tu ceva îmi pare că nu cunoști, pentru că la mine în sat plânge icoana. Vrei să spun cum se face o icoană să plângă? Cum? Oh, păi astea sunt trucuri vechi. Mă mir că nu le-ai aflat până acum. Nu e adevărat. Cum? Cum se face? Vreau să spun că atunci când pictorul pregătește lemnul ca să picteze o icoană, lemnul acela are nevoie de o pregătire deosebită, specială. Este dat cu tot felul de substanțe, nu știu, o să intru în amănunte, că n-am studiat în amănunt, dar aveam colegi de cameră la facultatea din Sibiu care pictau icoane. Și în dreptul ochilor, acolo după ce este trasat chipul cu compasul, în dreptul ochilor este un pic scobit lemnul acela și este pusă o fâșie de tablă, care apoi este acoperită cu vopsele și cu alte materiale. Și când este pusă o icoană de genul acesta, făcută deja cu tablă în dreptul ochilor, într-o biserică, datorită condensului, bisericile ortodoxe în general nu sunt biserici încălzite, sunt biserici mari și iarna, mai ales când oamenii intră, este frig, este cald, vine multă lume, încet, încet se produce condens. Lemnul absorbe apa, fierul respinge apa, da? Fierul nu respinge apa, nu absorbe apa, da? Și atunci, în dreptul ochilor, se umezește vopseaua. Stai un pic, și, știu asta. Și încet, încet. Nu toți știu. Nu știu. Nu. Anumite trucuri nu le știu. Numai anumiți le știu. Ăștia care le fac, exact. Dar cum crezi, metropolitul știe? Știe, sigur că știe. Păi nouă ne spunea profesorul, țin minte pe Mircea Păcuraru, când venea vorba despre icoanele acestea care zis plâng sau nu știu ce alte lucruri uimitoare, ne spunea să nu credeți așa ceva. Astea sunt invenții ale unor călugări. Invenții de făcut bani. Mănăstirea în care s-a constatat că zis plânge o icoană, aceea este o mănăstire avută, o mănăstire bogată, fiindcă atrage mulți turiști, mulți credincioși. Așa, mănăstirea în care nu se întâmplă nimic, aia este săracă tot timpul. Și, ca să închei pentru curiozitatea celor care ne vor vedea, în dreptul ochilor se umezește vopseaua și încet, încet, așa ca și cum ar curge pe ochii unei femei rimelul, așa începe să curgă vopseaua, asta nu așa dintr-o dată ca și cum ar curge, dar așa încet, încet, în timp, se tot vede cum se prelinge un pic de vopsea și atunci, la un moment dat, câte un călugor zice, uitați-vă, Maica Domnului plânge.
Maica Domnului este îndurerată. Maica Domnului, o măicuță sfântă. Și atunci portofelele. Și atunci vine lumea și haide să ne rugăm. Uitați-vă că e vie icoana asta. Asta chiar plânge. Mijlocește lui Dumnezeu scoate pentru noi. Banul. Veniți încoace că uitați că mijlocește. Și apoi... Și atunci, bineînțeles, slujba neplătită nu-i primită. Degeaba zici tu, pentru că în satul vecin a ars biserică. Și-a rămas. Numai icoana, da. Numai icoana, anume asta a rămas. Anume asta, da, da. Privilegi de păcălirea oamenilor asta. Păcălirea oamenilor. Dar nu știu dacă cineva vreodată a întâlnit asta, doar se povestește din... Da, exact, exact, numai din vorbă, da. Cine, eu eram în piață, vesteam Evanghelia și s-a apropiat de mine cineva și scoate o iconiță și zice, uite credința mea. O ars o biserică și asta mic a rămas și la el o nimerit. Mm-hmm. Stai să? Da, da. Și zic, și asta nu a ars, nu. Am luat, am cumpărat o brichetă de o liră și zic, dă-o aici. Și el, nu, nu. Da. Păi dacă nu arde. Da, știi? Da, da. Păi vrei să-ți mai spun ceva. Hai. Ce lucruri nu ard? Lucrurile făcute de vrăjitorii ca să aducă tot felul de rele. Vrăjitorii lucrează cu tot felul de obiecte sau cu broaște sau cu nu știu ce. Ei, pune un lucru din acela făcut vrăj pe el, că ăla nu arde. Vreau să spun, preoția cu vrăjitoria sunt mână în mână. N-ai știut treaba. Serios? 100%. Stai, tu afirmi așa niște lucruri parcă ai știi 100%. Păi am fost acolo, în Babilon. Am ieșit din Babilon și am... Ia spune un pic despre asta. Cum adică ai cu vrăjitoria mână la mână? Păi uite, hai să-ți povestesc. Eram student și am trecut printr-un sat, am văzut multe lume în fața unei case și am întrebat, bună ziua, de ce stați așa aici la casa asta? Că nu era nici pomană, nici nuntă. Și spune o doamnă, domnule, stau aici pentru că este aici un vrăjitor și am venit la vrăjitor să ne ghicească viitorul. Și am zis, mă, hai să stau și eu, cu toate că n-aveam nevoie să-mi ghicească viitorul, că știam că o să fiu pop, așa că nu îmi trebuia să merg la vrăjitor. Și am stat totuși, că eram foarte curios să văd și eu cum arată un vrăjitor. Am intrat în casa acelui, era un bărbat, era un om în vârstă, la vreo 70 de ani, nu mi s-a părut nimic ciudat, dar ceea ce mi s-a părut ciudat a fost faptul că pe pereții camerei erau icoane, zis cu Iisus, cu Maica, cu Sfinți, la fiecare icoană era câte o candelă aprinsă, înseamnă că se îngrija ca să funcționeze candela aceea. Apoi era pe masa, în camera respectivă, era o sticlă cu apă sfințită, cu apă, nu, că nu-i sfințită, numai vorba vine, cu apă cu busuioc. Da. Apoi era o cruce, era miros de tămâie, erau lumânări. Întreaga recuzită a unui preot era în casa vrăjitorului. Și asta m-a mirat. Deci nu m-a mirat persoana lui, ci m-a mirat faptul că avea întreaga recuzită a unui preot în casa lui. Și, el chiar, și ei chiar le folosesc? Da, și mirosea tămâie și așa. Și atunci l-am întrebat. Domnule, uite, i-am zis mai întâi, eu sunt student la teologie, anul viitor o să fiu preot. Cum de aveți dumneavoastră exact obiectele care aparțin unui preot? S-a uitat bătrânelul acela la mine și mi-a zis așa, auzi, vreau să spun un adevăr. Noi vrăjitorii și voi preoții suntem călăuziți împreună de același duh. Așa ți-a spus. Ai, domnule, am zis, cum se poate treaba asta? Cum noi, preoții, care ne pregătim, care ne pregătim examenele, studiem muzică, liturgică, istorie, dogmatică, morală, filozofie, limbi străine și așa departe, noi suntem pe aceeași treaptă cu vrăjitorii? Și... Bun, dar poate asta era părerea lui. Da, haide să-ți mai spun ceva. Cuvântul slujbă, din limba română, vine din bulgăresc cu dlujbă. Bulgarii au văzut un lucru la preotul ortodox care le făcea slujbă, că el la un moment dat intra cu pâine și cu vin în altar și după ce stătea acolo, trăgea dvera sau perdeaua și spunea anumite formule, el spunea preotul că iese cu trupul și sângele Domnului Iisus. Și bulgarii au concluzionat și au spus... Uite, preotul ăsta al nostru face o dlujbă, cu D, la români slujbă, în bulgărește dlujbă, face o vrăjitorie, face o magie, pentru că o intra cu pâine și uite-l că iese cu trup și cu sângele
lui Isus. Înseamnă că face ceva magic, ceva uimitor. Deci, bulgarii consideră slujba preotului o magie, o vrăjitorie. Originea sărbătorilor ortodoxe. Da. De unde, de ce? Păi, haide să o luăm așa, încet, încet. Acum, la începutul anului, să zicem, că urmează anul 2016. Deci fiecare zi sărbătoare. Da, da, la începutul anului este sărbătoarea Sfântului Ion, da? Sfântului Ion. Nu știu. Nu știi? Da. Ai o zi de Sfântul Ion, nu? Ai o zi de Sfântul Ion. A, așa. Este sărbătoarea Sfântului Ion. Ei, este exact o sărbătoare plantată pe vechea sărbătoare a zeului Janus. Zeul Janus, care era zeul, primul zeu care se serba, și de aici devine nouă luna Ianuarie, de la vechiul zeu Janus, și numele Ion, de s-a păstrat Ion, Sfântul Ion, Sfântul Janus, zeul Janus. Ce s-a întâmplat în istorie? Când creștinismul, zis, a început să încreștineze popoarele păgâne cu forța, deci nu prin predicarea mesajului, prin predicarea mesajului se întoarce unul câte unul la Dumnezeu, care primește cuvântul. Ei, împăraților, nu le-a convenit treaba asta, ci ei au vrut ca să fie domni peste un popor creștin și atunci trebuia ca să îl încreștinezi cu forța un popor întreg. Și oamenii, bineînțeles, că n-au renunțat la credințele lor strămoșești, care vin dinainte de Domnul Iisus Hristos, să zicem, după ce s-a născut. Bine că Domnul Iisus este de la începuturi. Mai vreau să zic Iisus istoric. Așa. Și n-au vrut să renunțe la credințările lor și atunci, zis Sfinții Părinți, au făcut un compromis. Să introducem creștinismul, dar să le păstrăm credințele lor păgâne. Și astfel, vechile zeități și vechile sărbători au fost omologate în creștinism. Adică, li s-a păstrat ziua la care erau serbați, li s-a păstrat, să zicem, banchetul sau sărbătoarea ca atare, așa ca oamenii să se simtă bine, cu mâncare multă și cu băutură multă, și însă s-a schimbat doar denumirea, doar numele. Din Janus s-a făcut Ion. Și oamenii zic, ok, nu e nicio problemă. Și astfel se serbează în continuare ziua zeului Janus, zis Sfântul Ion. Hai să mergem puțin mai departe. Ca și Crăciunul. Da, ca și Crăciun. Dar haide să spun, uite, acum noi suntem, când filmăm aceasta, 20 decembrie 2021. Acum este ziua 2015. Acum este ziua Sfântului Ignatie Teoforul. Este ziua la care se aducea zeității tot lui Janus, să zicem așa, care acum urmează în ianuarie, se aducea jertfă animală. Și cei din zonele acestea ale Europei aduceau ca jertfă animală un porc. Când se taie porcii la români? Acum, de ziua lui Ignatie. Este o zi special pusă în calendar în care se taie porcii. Tăiem porcul de Crăciun. Deci legătură. Are legătură cu veche zeitate la care se aduceau jertfă un porc. Și nicio legătură. Bineînțeles nu că nu mânc, nici cu nicio legătură. Nu mânca zeitatea, că mânca oamenii. Numai că se făcea în numele zeității respective. Tot creștinismul tradițional este păgânism 100%. Doar încreștinat. De exemplu, ziua serbării Romei. Cine a fondat Roma? Romulus și Remus. Ziua serbării Romei era în antichitate pe 29 iunie. Când se serbează ziua lui Petru și Pavel? Tot pe 29 iunie. Deci, cele două persoane, personalități mari, Romulus și Remus, da? Așa, au rămas două persoane, doar numele li s-a schimbat. Data a rămas aceeași, carnavalul a rămas același, doar numele li s-a schimbat. Petru și Pavel. Și sărbătoarea rămas. Deci te înțeleg. De exemplu, eu am fost, să spun ceva, că asta e interesant. Spune. Am fost preot în parohiile unde am fost și una din parohii era Petru și Pavel. Păi, vreau să spun, Scriptura spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire din Duhul Sfânt. Da? Așa. Vreau să spun că în ziua de Petru și Pavel era
la noi mare sărbătoare. Cum se serba Petru și Pavel? Cu rugăciuni, cu posturi, cu, eu știu, să zic așa, să vină lumea la biserică, da, de unde venea o mână de oameni la biserică, să le aducă cinste lui Petru și Pavel, și restul oamenilor așteptau să se termine programul de la biserică, liturghia, ca eu cu preoteasa, cu soția mea, să ieșim din biserică, să mergem într-un loc special amenajat, unde se începea carnavalul legat de această sărbătoare, și fără preot și soția preotului, nu începea jocul de carnaval, adică jocurile populare cu ocazia acestei sărbători. Mergeam eu cu soția mea, ne prindeam de mână cu primarul, cu soția primarului, cu alte și alte persoane, și începea hora mare. Care nu avea nicio treabă cu Scriptura. Care nu avea nicio legătură cu Scriptura. Începea hora mare și după ce jucam un joc, atunci începea carnavalul. Asta e și satanic, oamenii mâncau mâncăruri, așa, cărnuri multe, băutură multă, jocuri multe, destrăbălare multă, și asta era ziua lui Petru și Pavel. De fapt, era ziua lui Romulus și Remulus, când era un banchet. Știi, cândva evreii și-au făcut și ei niște sărbători, care nu Dumnezeu le-a spus, da. Și Dumnezeu a zis, migrează de sărbătorile voastre. Exact. Ai întâlnit vreodată? Exact. Dacă mi-ar fi mie foame, nu ți-am spus de ție. Da. Exact. Nu vreau eu sărbători. Cine v-a pus să-mi pune sărbătorile? Nu, exact, sărbători, da. Au fost influențați de neamurile din jur. Întrebare. Calendarul ortodox, cu sărbătorile ortodoxe, făcute de ortodoxi, din România, diferă de ruși? Da, diferă, bineînțeles, diferă. De fiecare țară, un pic și din Republica Moldova, că Republica Moldova este influențată de ruși, fiecare țară are sfinții ei. Bine, în ortodoxie există un panteon, să zicem, cum era panteonul zeităților, așa există panteonul sfinților, dar mai există și sfinți locali, să zicem, mai țări respective. Liturghia, o lucrare... Erezie? Erezie 100%, da. De ce? Pentru că este o slujbă prin care se spune drept în fața oamenilor că Iisus Hristos se aduce, iubiți credincioși, ca jertfă duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare pe masa Sfântului Altar. Păi altarul de jertfă al Domnului Iisus a fost crucea din dealul Golgotei. Adică și în fiecare săptămână... În fiecare duminică Iisus se aduce ca jertfă sub forma pâinii și a vinului, care se transformă în trupul și sângele lui, se ia un cuțit numit Sfânta Copie, să zicem că aici ar fi prescura. Copie este de la ruși, capie. Așa, da, exact. Se ia într-o mână prescura, de către preot în cealaltă cuțitul, și se ia și se împunge și se recapitulează jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum este scris în Isaia, ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas împotriva celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura, și astfel este recapitulată jertfa Domnului Iisus Hristos, cu toate că Scriptura spune că El s-a adus ca jertfă o singură dată pentru totdeauna, că moartea nu-L mai stăpânește. Da, dar poate ei zic, aducem aminte poporului că... Știi că... Nu, că nu se aduce doar aminte, pentru că prescura se mai numește și Sfântul Agneț sau Sfântul Miel. Deci toate au o semnificație, să zicem, reală, nu doar simbolică, nu rămâne doar la nivelul de simbol. De exemplu, la nivelul de aducere aminte este ceea ce a zis Domnul Iisus. Când vă adunați să faceți aceasta, adică să frângeți pâinea spre pomenirea mea, nu? Și când, ori de câte ori facem aceasta, ne aducem aminte de moartea Domnului, da? Până ce va veni El. Doar ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus. Nu recapitulăm jertfa Domnului Iisus. Biserica Ortodoxă recapitulează jertfa Domnului Iisus. Călugărismul. Monahismul. Monahismul iară vine din păgânism. Monahismul se întâlnește la budiști, da? În Dar toți China, au monahi. Toate religiile au monahi. Toate. De unde este asta? Forțarea omului, forțarea limitelor umane, prin nemâncare, prin, eu știu, printr-o asceză din asta așa impusă, să zicem, o disciplină a trupului, ca să faci astfel trupul în așa fel să ajungă la o stare de spiritualizare a lui, prin el însuși, prin forțele lui însuși, așa, însăși, să ajungă așa la o spiritualizare încât se consideră că în urma acestei extraordinare lucrări de asceză, de mistică, de meditație,
Se consideră că trupul are putere, omul are putere să se unească cu divinitatea. Este încercarea omului de a se uni prin forțele proprii cu divinitatea. Asta înseamnă monahismul. Și la noi, la Dacia au avut monahism, dacă ne uităm în Dacia preistorică a lui Nicolae de Sușanu, dacă ne uităm în alte cărți de specialitate care vorbesc despre credințele dacilor sau credințele romanilor sau altor popoare, vedem că toți au avut o castă de asceți, o casă de monahi. Tu când erai preot, aveai prieteni călugări? Dar cum să nu? Bun, dar... Bine, și ăștia sunt pe mai multe trepte acum. Nu toți mergeau acolo în munte să stea pusnici și să stea... Da. Nu. Ei aveau treburi administrative, gospodărești, trăiau ca toți oamenii... Manageri, exact. Trăiau ca toți oamenii din lume și mâncau carne. Bun, dar partea sexuală. Da. Bun, uite, preotul, dacă el vrea ceva, are nevastă. Da. Dar el, săracul călugărul, ce fac ei acolo? Și face rost de una. Serios? Da. Nu intră în amănunte. Nu intră în amănunte, că... Își face rost de firea una. Este tot firea. Eu am auzit că, în Rusia scria și în ziare, acum că o fi drept, că nu o fi, dar se spune dovezi tot. Spune că în Rusia aici erau mănăstiri de călugări de bărbați și aici de călugărițe. Și când a secat iazul dintre ele, dintre mănăstiri, s-au găsit acolo sute de schelete de bebeluși. Da, da. Ai mai auzit vreodată? Am auzit și la noi în România, este cunoscut cazul acesta la mănăstirea Cernica. Pardon, nu la Cernica, la Frăsinei, în județul Vâlcea. La mănăstirea Frăsinei a fost mănăstire de femei. Și cam așa ceva. Și, sau că a fost de femei sau numai de bărbați, dar în orice caz, Calinic de la Cernica a venit într-o vizită și a descoperit pe albia râului de la Frăsinei din județul Vâlcea, a descoperit schelete de bebeluși, de copii care au fost avortați. Și atunci călugărul acesta de la Cernica, Calin de la Cernica, a rostit un blestem ca nicio femeie să nu mai calce de la o anumită distanță către mănăstire, să nu mai calce cu piciorul pe acolo. Și dacă mergem astăzi, vom vedea acolo o tablă mare, la un moment dat, când te apropii de mănăstirea Frăsinei, în Vâlcea, o tablă mare cu un blestem al lui Calinic de la Cernica, ierarhul Calinic, care scrie acolo blestemată să fie femeia care... Tocmai din cauza asta, fiindcă călugării aveau relații sau legături cu femeile și acestea avortau. Sau a fost acolo o mănăstire de măicuțe, nu mai țin minte exact datele acestea, dar este negru pe alb scris acolo, deci, vede toată lumea, o tablă mare pe drum care spune că femeia este oprită, deci, de la așa ceva. Cristian. De la mai merge, deci la nu ai cum să oprești partea sexuală dacă, da, Dumnezeu a creat un om. Dar nici nu trebuie să ne preocupăm ca să o oprim. Cum adică? Da, pentru, dar dacă dar dat... Scriptura nu ne spune că vor fi unii care vor opri întrebuințarea bucatelor și căsătoria. Aceștia sunt însemnați cu fierul roșu în cugetul lor. Aceștia sunt anticriștii. Și uite-te, opresc căsătoria, catolicii și ortodoxii, și... Bun, călugării își găsesc una, dar călugărițele? Își găsesc pe unul. Măi, chiar așa? Da, și plus de asta, din păcate, scrie în Epistola către Romani că s-au dedat la tot felul de pofte și au folosit întrebuințarea normală a femeii, au oprit-o și au început să se... Da, n-are rost să intrăm în astfel de subiecte, că e o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să ne preocupăm de spurcăciuni. Dar sunt și homosexuali între, da, ei. Păi fără discuții. Lesbii? Împăratul Iosia, când a făcut curățenie în templul Domnului și când a scos afară idolii, când a scos afară preoții care se închinau idolilor, când a scos afară vrăjitorii, știi ce a mai scos? Casele sodomiților care erau în curțile casei lui Dumnezeu. Așa. Deci ăstea sunt acolo. Ăstea sunt împreună. Idolatria cu preoția falsă, cu vrăjitoria și cu sodomia merg mână în mână. Tu ai fi gata să stai cu metropolitul și să-i dai dovezi? Vai de mine, dar ce? Păi numai să vină încoace, du-l la emisiune. Da, și așa le vede, și așa vede ce filmăm noi acum. N-ai avut ocazie, așa e niciodată. Păi m-a invitat metropolitul, ardealului, da, m-a invitat. Laurențiu Streza, cel care m-a scos pe mine afară în urmă cu 12 ani din parohie pentru credința, da, în Domnul Iisus Hristos, și m-a invitat să mă duc până la el
să stăm de vorbă. Dar nu m-am dus și nu o să mă duc pe teritoriul lui, să vină el pe teritoriul nostru, stăm noi de vorbă aici. Știi că rechinul are putere în mare, dar exact, dacă pe mal, exact, nu mai are așa. Poți stai de vorbă. Exact. Bun, lumina de la Ierusalim. Iarăși este o falsitate. De ce tu spui Iisus că ea Hristos, se aprinde exact? Da, s-o se aprinde, da. E adevărat asta, că se aprinde, da, dar este o falsitate, o lumină falsă, care nu vine din cer. Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii, cine va veni la mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Noi asta trebuie să o căutăm, nu lumina de la Ierusalim. Totuși, ce se întâmplă acolo? Vezi, numai primul semn de întrebare este că doar la ortodoxi se aprinde, la catolici nu. Cum adică catolicii nu sunt tot în aceeași oală? Dar așa și-au împărțit teritoriul, acolo se aprinde și acolo să nu se aprinde. Mm. În fine, vreau să spun, am fost în Cernăuți și un frate care a terminat, a absolvit facultatea de medicină din Moscova, mi-a povestit următoarele, că un profesor de-al lor le-a spus următoarele cuvinte studenților de la medicină. Vreți ca mâine să vedeți aici în clasă, în sala de studiu, cum se aprinde lumina la Ierusalim? Și studenții, bineînțeles, au zis că vrem. A doua zi, profesorul acela de chimie a venit cu un buchet de lumânări și a făcut în așa fel, în acele lumânări sau în acea lumânare pe care a adus-o, o anumită formulă chimică, o combinație chimică pe care a știut-o el și a pus lumânarea pe catedră. Și profesorul s-a întors să scrie la tablă și la un moment dat toți studenții au văzut cum lumânarea care era acolo în fața lor se aprinde dintr-o dată. Face o combustie internă. Se aprinde și ia foc. Și atunci el le-a povestit și le-a spus așa. La fel se întâmplă și la Ierusalim. Acea lumânare din mâna Patriarhului este prelucrată, este așa făcută, amestecată cu tot felul de substanțe care au puterea de aprindere. Și mai ales Patriarhul intră cu acea lumânare falsificată, să zicem, nu-i lumânare de ceară curată, sunt băgate tot felul de substanțe care se aprind, intră în zis Sfântul Mormânt, dar nici ăla nu este Sfântul Mormânt adevărat al lui Iisus. Vezi, minciuna e peste tot. Deci, așa, dar numai pentru bani, mă. Așa. Și jos, cum intră acolo în grota aceea numită Sfântul Mormânt, este acolo un tavanul acelea. Este în tavan un geam prin care, la ora la care intră el, așa este calculat de către astronomi, soarele cade direct pe cadranul acela de sticlă. Și cum stă Patriarhul, bineînțeles, se formează efectul acela de lupă și tot stând acolo, stă acolo, dintr-o dată izbucnește foc. Deci dacă de exemplu, i-ai dat Patriarhul, l-ai pune în altă cameră și cu alt fel de lumânare, de asta făcută de o băbuță, da, de la noi. Da, da, nu merge, nu lucrează. Cu albină de asta din România, nu se face. Albină. Cu ceară de albină. Nu. Cu din aia de la ei, de acolo. Și totuși, și ei bucuroși aduc focul ăla la... Păi haide să-ți mai spun ceva, uite, vreau să spun că, după cum se poate observa, de vreo câțiva ani încoace se aduce de la Ierusalim lumina în România și în alte țări, cred că, cu avionul. Și se duce un episcop sau patriarhul sau cine merge după acea lumină de la Ierusalim, să zicem, să aducă în România și când îl vezi, cum coboară cu lumânarea aprinsă de pe treptele avionului, normal că stai și te întrebi cum a putut compania care transportă oamenii aceștia să îi permită acestui episcop sau delegat, ce este preot, să aducă lumânare pe avion, să aducă foc pe avion. Lucrul acesta nu-ți dă voie nicio companie, nu-ți dă voie să introduci foc în avion. Dar poate lor le dă voie. Nu, cred că le dă voie. Ei știi ce fac? Aprind cu bricheta când se dau jos, când se deschide ușa avionului și ăla este focul de Ierusalim. Nu consider că... Și dacă ar avea avionul lor personal? Pe avionul personal, dar și ăla este supus unor... Dar eu n-am văzut să vină cu avionul personal. Eu am văzut că tot cu zbor de linie
se aduce, așa zisă, lumină. Da. Și ultimul lucru, botezul copiilor. Botezul copiilor s-a introdus în, zis, în creștinism, s-a făcut așa o paralelă între circumcizia de la templu și... Da, interesant, cum așa? Nu are nicio legătură circumcizia. Nu are nicio legătură, dar era semnul intrării în legământ, da? Și acum se consideră că botezul este semnul intrării în legământ, ceea ce nu este adevărat. Nu prin botez intră omul în legământ cu Dumnezeu, ci botezul este mărturia unui cuget curat. În legământ intră omul cu Dumnezeu atunci când crede în Domnul Iisus Hristos, iar sângele de pe Golgota este sângele care pecetluiește relația sau legământul dintre om și Dumnezeu. Nu, botezul este semnul legământului. Dar ai așa un pic, poate vreodată, când... Cam pe la anul 200 am început să se introducă botezul copiilor. Deci, mici, până atunci... Și apoi nu. Și apoi s-a generalizat. Deci apostolii n-au botezat niciodată copii. Nu vreau să spun ceva. Tot păgânismul acesta, inclusiv botezul copiilor mici, s-a introdus atunci când împărații au dorit să încreștineze cu forța populațiile păgâne. Până atunci erau urmașii apostoli. Până atunci erau doar... se botezau oamenii, așa după cum spune Sfânta Scriptură, cel ce crede și se va boteza. Mai întâi credința și apoi botezul. Da, nu botezul și apoi credința. Ei mi-a zis că este un verset în Biblie care zice a fost botezat el și casa lui. Da, dar hai să spun ceva. El și casa lui, apostolii, au botezat din casa lui Ștefana, să zicem, da? Au botezat pe cei care credeau. Păi apostolii nu pot să-și dea singuri cu stângul în dreptul și să treacă peste învățăturile Domnului Iisus care a zis cel ce crede și se va boteza. Deci din casa aceea erau doar cei credincioși botezați. Pentru că apostolii nu puteau să facă altceva decât ce a învățat Domnul Iisus Hristos. Și dacă acolo scrie și a botezat pe el și casa lui, păi el în casă mai avea câini, găini, dar nu e botezat. Normal. Și hai să spun ceva, uite, și eu, da, cum am acum 6 copii, câți sunt credincioși din casă? Doar noi doi, eu și soția mea. Ei sunt doar aparținători de o familie de credincioși. Dar credincioși, copiii mei care s-au născut după ce ne-am pocăit, nu mai sunt botezați. Păi de ce nu mi-aș boteza copiii, nu? Doar primele două fetițe care le-am avut când eram preot ortodox, acelea sunt botezate. Dar pe restul nu i-am mai botezat. Păi noi nu am ști ce să facem, dar noi nu vrem să trecem peste cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și apostolii credeți că au trecut. Nu cred. Și după botezul copiilor la ortodox, vin acasă, eu țin minte că și la mine fetița mea mai mare, pentru că nu cunoșteam și eu, am botezat-o la, nu botezat-o, dar am băgat-o în apă acolo la ortodox. Și când am venit acasă, au chiuit niște femei în ușă. Ce cu chiutul? Acestea tot așa vin din păgânism. Sunt niște, cum să zic, reminiscențe în care se făceau urări de bine, de sănătate copilului, erau chemate ursitoarele, erau chemate tot felul de spirite care să vină să protejeze bebelușul. Deci, într-adevăr, ortodoxia e mână-mână cu vraja. Cu vraja și cu păgânismul, da. Avem nevoie de o reformă spirituală în care, nu de o renovare, adică să spoim peste ceva care rămâne acolo pe după, ci avem nevoie să dărâmăm tot jos și să instaurăm cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și în Biblie pe Domnul Iisus Hristos. Deci, care ar fi niște pași, cum să scape un om ortodox de toate ereziile astea? Sau măcar de câteva, văd că ai și o carte. Da, am o carte foarte bună scrisă de un coleg de-al nostru, Păgânizarea creștinismului apostolic, și chiar vreau să o arăt către cameră. Este o carte care vorbește exact despre originea tuturor tradițiilor și obiceiurilor care se găsesc în popor și în Biserica Ortodoxă, timpul istoric, în istorie, când s-au introdus tot felul de practici, de exemplu, când s-a introdus ierarhia bisericească, când s-a introdus preoția, când s-a introdus monahismul, când s-a introdus cultul icoanelor, cultul crucii și celelalte, și nu doar că le prezintă din punct de vedere istoric, cronologic, când s-au introdus, ci le prezintă din perspectiva lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu despre lucrurile acestea. Și avem foarte multe referințe în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu combate tocmai aceste tradiții care sunt
sunt de factură păgână 100%. Cine a scris? Un frate, prietenul meu, Cornel Filip, un om deosebit. A fost preot. Și se merită ca această carte să... El lucrează într-un mod deosebit în lumea ortodoxă. Uite, haide, vreau să spun așa, doar așa, într-un cuvânt, spune așa. În anul 2002 a fost unul foarte secetos și acest lucru s-a resimțit în mod deosebit în sudul Olteniei. Întrucât oamenii erau disperați din cauză că toate culturile erau compromise, au făcut apel la ceea ce știau că îi poate ajuta, Dumnezeu. Numai că nu au făcut acest lucru direct apelând la Dumnezeu, ci prin intermediul moaștelor Sfântului Grigorie de Capolitul, care au fost plimbate de către preoți la cererea enoriașilor, într-un pelerinaj care trecea prin Râmnicu, Vâlcea, Slatina, Craiova, etc. În continuare, voi reda câteva fragmente și titluri apărute în continuatul regional Gazeta de Sud referitor la acest subiect. Moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul de la Mănăstirea Bistrița au plecat, începând din 26 martie, într-un pelerinaj în sudul Olteniei. Pelerinajul moaștelor a fost cerut Mitropoliei Olteniei de enoriașii din zonă, care, îngroziți de seceta care a cuprins din nou câmpurile, cu tot sufletul cred că doar harul cu care l-a investit Dumnezeu pe Grigorie de Capolitul mai poate aduce ploaia. În prima zi a pelerinajului, moaștele au poposit la Râmnicu Vâlcea, apoi la Drăgășan și Slatina. Marți noaptea, moaștele au poposit la Mănăstirea Clocociov. Astăzi, începând cu ora 10, moaștele vor fi aduse pentru închinăciune la Catedrala Sfântului Dimitrie din Craiova. Gazeta de Sud scrie în 29.3.2002: prin mila și ajutorul cuviosului Grigorie de Capolitul, în Oltenia vor fi ploi. Păi asta e mare... Și auzi mai departe, tot Gazeta de Sud scrie în 9 aprilie, deci după 10 zile după ce a zis că vor fi ploi, spune: în județul Gorj, seceta face ravagii. Deci după 10 zile, spune Gazeta de Sud, face ravagii. Tot în 17 aprilie spune: la cetate, seceta a prăjolit 2900 de hectare de grâu. Pe 14 mai spune: din cauza secetei, Direcția Agricolă Gorj înregistrează pierderi de 112 miliarde de lei. Gazeta de Sud în 15 mai spune: în Dolj, moaștelor, da, seceta a provocat pierderi în agricultură. Gazeta de Sud strigă pe 27.5.2002: seceta face ravagii și în județul Olt. Peste 50% din suprafețele agricole principale strigă după apă. Așa că mai înainte spunea că a venit Grigorie și va ploua și acum, după o lună, aproape scrie seceta face... Ce murdării în ochii, da, Domnului! Da, da, da. Măi, și da. Oamenii... Și oamenii sunt manipulați din punct de vedere religios. Ăsta trebuie să înțeleagă oamenii, că prin ortodoxie poporul este manipulat să creadă minciuni, să se închine făpturii în locul Făcătorului, să stea departe de Scriptură, să stea departe de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Frate, eu știam că în ortodoxie sunt erezii, pentru că singur le-am văzut, dar nu știam că atât de adânc, atât de păgâni, atât păgânism a intrat în ortodoxie, în creștinism. Nu în creștinism adevărat. Nu, cei ce urmează, da, pe Hristos, ei niciodată nu-i dă nimic la parte. Totuși, sunt sigur că vor fi și sunt preoți care ne privesc chiar acum și ei au auzit tot ce ai spus tu și vreau să vorbești cu ei ochi în ochi, față în față, aici uitându-te în fața preotului și spune-i, te rog, lucrurile alea tainice care numai preoții le cunosc și murdăriile dintre ei, da? Și cum... Dă-le tu un sfat, cât mai este ziua, cât mai este vreme. Și Domnul, da, să te folosească. Amin. Stimați colegi și dragi colegi care ați absolvit o facultate de teologie, indiferent unde ați făcut-o, la Sibiu, la București sau la Iași, vă chem ca unul care am fost dintre voi, ca unul care am slujit la același altar al bisericii, ieșiți din Babilon, ieșiți afară din învățăturile false, ieșiți afară din tot ceea ce este împotriva cuvântului lui Dumnezeu și începeți să faceți un lucru, cercetați Scripturile, exact cum a zis Domnul Iisus, că în ele veți găsi viață veșnică.
Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus Hristos este ales de Tatăl să fie marele preot, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Haideți să ne dăm noi preoții la o parte și să-L prezentăm pe Domnul Iisus în toată splendoarea Lui. Haideți să nu mai luăm locul Domnului Iisus, considerând că biserica oferă omului mântuirea. Pentru că Scriptura ne spune că în nimeni altul nu este mântuire decât într-un singur nume, numele Iisus Hristos. Și apoi tot Scriptura ne spune că avem la Tatăl un singur mijlocitor, pe omul Iisus Hristos. Haideți să-L dăm la o parte minciunile și să cercetăm Scripturile. Pentru că doar prin Scripturi, doar prin Domnul Iisus Hristos, avem viață veșnică. Vă invit să meditați la Scriptură și vă invit să meditați la necesitatea unei reforme spirituale în România. Dumnezeu să ne ajute să înfăptuim acest ideal măreț, acest vis. Și România trebuie să trăiască o reformă, adică o întoarcere la adevărata învățătură, o întoarcere la adevăratul Dumnezeu. Haideți noi, preoții tineri, să spunem așa, și cei mai în vârstă, care suntem sinceri, să rupem rândurile și să venim la Domnul Iisus Hristos, să influențăm națiunea noastră română la o reformă spirituală, să punem mâna pe Scripturi și astfel Dumnezeu ne va binecuvânta și poporul nostru român ne va mulțumi pentru ceea ce am făcut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Suntem la partea a doua a emisiunii Elohim împreună cu fratele Daniel Cristian Flore și avem 10 întrebări fulger, așa ca de obicei. Avem un obicei cu întrebările fulger și așteptăm la ele cele mai sincere răspunsuri, cum au fost și până acum, numai că scurte dintr-un cuvânt două. Creștinul este un om cum se cade sau cum se ridică? Cum se ridică. Cum procedezi atunci când ești ispitit să invidiezi? Păi, îți dai seama că invidia este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Ai fost vreodată ispitit să invidiezi? Nu țin minte, dar s-ar putea. Numește 10 cetăți din Vechiul Testament. Cetatea Ai, cetatea Erihon, cetatea Betel, cetatea Dan, cetatea Ierusalimului, în fine. 5 ai, încă 5. Da, lasă-le pe celelalte 5. Da. Ai trădat vreodată pe cineva? Dacă am trădat pe cineva, nu țin minte. Pe cine l-ai trădat cel mai mult? Am trădat biserica, așa zic ei, că am trădat biserica ortodoxă. Și atunci când erai cu biserica ortodoxă, îl trădai pe Iisus? Da, atunci îl trădam pe Iisus, dar din neștiință, din necunoștință. Da. Ce eveniment din cartea Apocalipsa ai fi vrut să-l vezi cu ochii tăi? Dar, da, o să văd un eveniment, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, se va coboră din cer la Dumnezeu. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Domnul Iisus? Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut dragostea cu care s-a apropiat de oameni. Care carte din Biblie o cunoști cel mai slab? Cel mai slab? Nu știu dacă am vreo carte pe care o cunosc cel mai slab. Deuteronom? Poate că... A, din toată Biblia vrei să spui? Numeri. Numeri? Da. N-ai putea să-mi spui vreo două versete acolo care, când cineva l-a născut pe altcineva? Da, nu știu. Trecem peste. Okay. Dacă ai fi fost în ziua când David a pus la cale să-l omoare pe Urie Hititul și tu ai fi știut, i-ai fi spus lui Urie. Da, știi cum aici este o chestie nu doar spirituală ce s-a întâmplat acolo, ci este pe linie, să zicem, ierarhică. Și dacă împăratul, care era comandantul suprem al oștilor, a dat porunca asta, mureai tu în locul lui Urie. Dacă ți s-ar da să alegi, dacă ți s-ar spune, uite, mâine vei fi dus pe o insulă pentru toată viața și ai dreptul să-ți alegi doar două lucruri, care ar fi ele, care să le iei cu tine.
Păi, în primul rând, Biblia și, în al doilea rând, o barcă, ca să pot pleca. Nu, păi barca ei ce-o oferă. Barca... Da, al doilea lucru. Al doilea lucru... nu știu ce să zic, aș lua cu mine... Biblia asta, în primul rând, știu că aș lua. Și un cuțit, cred că aș lua, care mi-ar fi de folos pentru a-mi construi ceva. De familie? Bine, ai zis lucruri. Dacă era vorba de familie. Ok, nu, dar pentru că ești român, cred că înainte de a ajunge acolo, tu deja rezolvi, organizezi ca ei să fie acolo. Să fie deja prezent. Da. Dacă spuneai da, ființe dragi. Da. Crezi că ar trebui să fii mai iertător? Față de biserică sau față de... Față de orice, în general. Eu consider că chiar iert mult. Chiar iert. Ești prelucrat de Dumnezeu prin soția ta? Nu prea tare prin soția mea, nu. Mai degrabă o prelucrez eu pe ea. Și ultima întrebare. Înfățișându-te înaintea lui Dumnezeu, în ziua aceea, ce ei spune? Că îi mulțumesc. Pentru ce? Pentru tot ce a făcut pentru mine. Cu noi a fost fratele Cristian Flore.